găsit, dragi prieteni! Este etern acest anotimp al amintirilor care domnește în emisiunea noastră, deoarece ziua de ieri, astăzi, devine deja amintire. Iar dorul ce ne cuprinde în prezent îi aparține artistului emerit din Republica Moldova, cantautorului Iurie Sadovnic. Zboară, zboară clipele serilor de mai. Hai cu mine, dorule, hai cu mine, hai. Iată-n lungă fetele, vin pe gură de rai. Nu sta singur, dorule, e păcat să stai. Nu prea am timp ca să mă uit înapoi, fiindcă am foarte multe de făcut. Dar uneori când sunt la Susleni, la mine acasă, acolo am timp să mă gândesc, fiindcă văd și Măhala și Măhăleni și satul și mi-aduc aminte de cărărușile cele de pădure, de codru. Mama și tata într-un vârfușor de deal acolo. Deci clar că mi-aduc aminte de trecut. M-am născut la Jura, dar maica mea era pedagog la Jura de Jos. A terminat școala pedagogică din Orhei într-o grupă cu Ionca Ciobanu și a fost repartizată la Jura de Jos. Și taică mi-o fiind armată, e clar că mămica s-a dus să mă nască la bunei mei din Jura, Jura cea mare, așa-i spune. Când te trezești dimineața cu nistru bătrân în față, adu-ți aminte de soră, adu-ți aminte de tată, adu-ți aminte de soră, adu-ți aminte de tată. Transnistria, lacrima mea, lacrima, lacrima. Transnistria, lacrima mea, lacrima, lacrima. În articolul Votez pentru estrada care propagă idei majore cu un suport artistic desăvârșit din revista Moldova, publicat în 1985, semnat de poetul Anatol Ciocanu, tânărul muzician mărturisește că imaginea copilăriei sale este culoarea verde. Și satul Jura și satul Susleni, acest triunghi, deci este copilăria mea. Deci aici era Nistru, aici era Codru, de-aia totul e în culoarea verde. Copilăria eroului nostru nu se deosebea de cea a băieților ce creșteau în satele Moldovei. Ciobeni și păscători de gâște, de oițe, de văcuțe, de răsuște, sunt toți copii de la țară. Asta e meseria de bază și ajutorul care poate să-l aduc copiii buneilor, părinților la țară. Da, mai era și cu rândul, deci îi pic la fiecare rândul, odată în lună, vara, și ce făceai? Păi ce făceam? La ora 4 dimineața dam moele prin strungă, o străituță, îmi punea bunica plăcințic acolo, brânzic, o ceapă, și luam muzicuța de gură și un fluieraș și pe malurile Nistrului cu 56 de oi. Hai, la 8 anișori undeva. De atunci ai început, vreau să zic, că să practici muzica. Da, dar păi ce să faci? Nu e nimeni în jur, e numai Nistru, numai oițele, pasc încetișor, iarbușoară, unii niște șerpișoare, unii niște șopârile, și stai pe piatră și cânti. Frumoasele melodii populare, Iurie le-a auzit de la vestiții lăutari de pe timpuri. Mulțumesc Domnului, i-am văzut pe adevărații lăutari, lăutari din neamul care face parte și domnul Curbet, mari lăutari a Suslenilor, vestiți nu numai pe toată Moldova prin timpul acela, dar și vestiți și la Moscova, pentru că plecau la Moscova în cadrul festivalului, luau premii mari.
chiar au concertat în fața lui Stalin. Da. Și eu am avut ocazia să mă duc la hora satului, care se făcea pe matcă încolo, în vale, spre Frumușica la noi, și mama dimineața mă ducea la hora satului, la nunți vedeam pe acești lăutari mari, fanfara noastră, și clar că erau atât de solicitați acești lăutari la noi, la Suleni, încât nu mai aveau timp să șteargă instrumentele și rămâneau inelele cele oxidate de la nunți, de ploaie, de băruț, de vin, de vodcă. În pădurea bradului trece mama radului mai. Din ochi negri lăcrimând și pe radul căutând, radul mame, radule măi. Din ochi negri lăcrimând și pe radul căutând, radul mame, radule măi. Cine te-a îndemnat totuși să intri în scenă? Și când s-a întâmplat acest lucru? Ca tare, primul meu pedagog a fost fratele bunelului meu. Despre el cred că noi să mai vorbim cândva. Da. Deci, Badea Gheorghe, așa-i spuneam noi. Și el a educat 24 de copii la Susleni, 24 de copii cu 24 de acordeoane, anii 60 la Susleni. Era o modă în Moldova, atunci au apărut niște acordeoane mici, așa, Weltmeister, și părinții vreau ca copiii să cânte la acordeoane. Și învățam teoria muzicii, da, pe note totul, da. Acolo a fost prima școală și pe urmă, dar cu arcanul în scenă, să cânt cu vocea. Am început în prima dată să cânt nu cu chitara și cu vocea, dar cu acordeonul și cu vocea, chiar la concursuri regionale. Și profesoara mea de muzică, doamna Maria Popescu, ea m-a scos cu arcanul, venea la gard, la părinți și le spunea, băiatul dumneavoastră trebuie să cânte. Tata vroia să fie ofițer în armată sau în poliție. Mama vroia să fiu doctor sau cel puțin agronom. Dar eu țineam cu pe-a mea, vreau să cânt. Și doamna Maria Popescu, ea m-a scos în scenă cu arcanul și mă ducea și la festivaluri și regionale și... Primul succes a tău cu ce primul cântică? Mare succes a fost cu cânticul Natalie, împreună cu domnul Josan, cu Anatol Josan. El era mai micuț cu mine, îl duceam de mână decât mine. Și la Festivalul Republican de Cântice Franceze din Bălți, pe atunci era prorector, dacă nu mă înșel, domnul Borșevici. Și am cântat cu un succes nemaipomenit și a recitat și Anatol poezii, că îi plăcea limba franceză foarte mult, Anatol Răzano. Și îndoi cu dânsul am luat primul loc pe Republică, atunci, în 69. Mai ții minte ceva din cântecele care le-ai interpretat da, atunci? Da, se uită asta, dar păi cum? Da, nu se uită asta. Sex, da, acuși. Natalie, la place rouge, este vide, devant moi marche, Natalie. Elle avait un joli nom en guide, Natalie, Natalie. La place rouge était blanche, et la neige faisait un tapis. Et je savais danser froid dimanche, Natalie, Natalie. Și refrenul de cum, el parlait une phrase sobre de la révolution d'octobre. Je parlais déjà, cam așa, și... Je sais pourquoi tu as pleuré et tristement me regarder. Je peux te prendre dans mes bras pour embrasser tes yeux rougis. Mais moi je n'ai pas le droit, tu es la femme de mon ami. Până la armată, când eram la școală, dar și eu nu găseam în sat o chitară și un băiat mi-a dăruit-o care a făcut serviciu, o chitară de 7 ruble rusească, încă era de 7 corți și eu am trecut la 6, chiar era un pedagog de franceză, la practic care m-a învățat pe 6 să cânt primele acorduri. Dar și pe urmă un chitarist foarte bun de la Râbnița, care trăia la noi în sat, mai venea pe la părinți, la Susleni, Victor Barbu. El m-a învățat mai multe acorduri.